Salutare! Sunt Alexandra Druță și alături de Zinga România o să vă învăț să vă faceți o bluză super simplă care se așează foarte frumos pe absolut orice corp, după părerea mea. De ce avem nevoie? Pentru a realiza această bluză avem nevoie în felul următor. De un material, l-am ales pe acesta pentru că dacă tot vine vremea caldă, să avem flori, am zis. Apoi, avem nevoie de o foaie și un pix, un metru de croitorie pentru că avem nevoie să ne luăm măsurile, bolduri, firesc că mie îmi plac foarte mult boldurile, o foarfecă și nu în ultimul rând, o mașină de cusut cu oață la culoare. Haideți să ne apucăm de lucru pentru că trebuie în primul și în primul rând să ne măsurăm. Cum are loc măsurătoarea? Deci, iau acest centimetru și este foarte important ca bluza să poată să te cuprindă. Zona cea mai mare din partea de sus a corpului este în zona sânilor. Atunci, voi lua acest metru, îl voi pune de jur împrejur și îmi voi măsura bustul. 92. Voi trece pe foaie. Apoi, mai am nevoie să măsor cât de lungă să fie bluza. Aici ce vă sfătuiesc, luați o măsură orientativă. Pornesc de la baza gâtului de aici, trec pe deasupra sânului și stabilesc până unde doresc să fie de lungă bluza. În cazul meu, cred că aș vrea undeva pe la 50. Dar, ca să fiți on the safe side, să fiți sigur că va ajunge materialul, eu zic să notăm 55, pentru că descurtat, cu siguranță se poate scurta. Delungit, puțin mai greu. Deci, 55 înălțime. Acum, o să încep să desenez pe foaie ca să vă arăt exact cum începem croiul bluzei. Aici avem măsurătorile, iar aici avem modelul de bluză pe care o să-l realizăm. După cum vă ziceam, în înălțime, ea trebuie să aibă 55. Pentru mine, măsurătorile pe care le-am folosit sunt pe corpul meu. În lungime, o să aibă 92 împărțit la 2, pentru că avem față și spate, rezultă 46. Deci noi ar trebui să avem minim 46 pe lungime ca să ne încapă bluza. Dar, pentru că este un model mai larg, eu de fel adaug 5 cm într-o parte, 5 într-o parte. Ceea ce înseamnă că trebuie să avem o lungime de 56. Pentru a realiza bluza avem nevoie de 2 bucăți de material de 56 pe 55 plus partea de tip, pentru că în partea de jos noi vom realiza un tip mai gros ca să cadă frumos bluza. Și aici mai avem o dată 5 cm plus încă 5. Tipul va fi o dată și încă o dată întors. Deci 10, 55, 65 de centimetri. Plus 2 bucăți pentru mâneci. Acestea vor fi mânecile. Cum le calculez? De fel, aici îmi place ca o mânecă să fie cât mai largă, ca să-i dea amploare. Deci, o să stabilesc 25 pe lungime și, ca și lățimea mânecii, vom pune 20 de centimetri. Dacă tot vine vara, să fie puțin scurtuțe. 20 de centimetri. Ok, mâneca, dacă este să ne imaginăm, ea pe spate vine așa. Deci încă 25 de centimetri. Și ca să prindă volum, o să vă arăt un secret. Dacă dublăm materialul și în partea aceasta, deci mai adăugăm încă 20 de centimetri, o să vedeți că este o mânecă clopot care stă și se așează foarte frumos. Deci, dacă e să adunăm aceste măsurători, avem în felul următor. 25 cu 25 rezultă 50, deci vom avea odată 50, 20 cu 20, 40, pe 40 de centimetri și 2 bucăți. La gât, aici, o să facem o să decupăm puțin bărcuță, astfel încât să se așeze foarte frumos la baza gâtului. Cum facem această măsurătoare? Este în felul următor. Eu dacă mă pot măsura între bretelele de la sutien, între ele, da? Ca să nu se vadă. Și atunci, iau centimetru și îl pun cam așa. Ceea ce înseamnă 22 de centimetri. Împărțit la 2, că avem mediana aceasta a corpului, înseamnă 11 centimetri. Ok, în același timp,
trebuie să vă asigurați că bluza vă intră pe cap. De obicei, circumferința la cap este undeva pe la 55. Hai să spunem 56, că se împarte frumos la 2. Dacă împărțim 56 la 2, obținem 28. Deci, ca să ne intre bluza pe cap, trebuie obligatoriu gulerul nostru să aibă 28 de centimetri minim. Cum voi face acest lucru? Va fi în felul următor. Aici, în partea de sus, trebuie să am 11 și aici tot 11, că am zis că împart pe mediana corpului. Dacă am 28 împărțit la 2, că am 2 stânga-dreapta, vine 14 cm. Atunci, curbura aceasta a mea trebuie să coboare astfel încât să aibă 14 cm minim, de aici până aici. Haideți să ne punem pe tăiat și pe desenat înainte de toate și pe tăiat. Pentru că materialul este un bumbac foarte subțire și plăcut la atingere, el se poate sfâșia foarte ușor pe lungimea firului. Așa că voi da crestături și voi măsura mai apoi. Am îndreptat aici materialul, de fapt am scos marginea, apoi iau și măsor 50 de centimetri. Am dat o crestătură, sfâșii și pun în două, pentru că mânecile sunt egale între ele, și mai rup încă o dată. Așa. Iar acum avem cele două mâneci. Pentru partea de corp, am zis că avem nevoie de două bucăți de 56 pe 65. Voi măsura acum 65. 65. Aici. La fel și materialul. Să știți că se rupe destul de drept. Dar doar anumite materiale, nu chiar toate. Acum, voi pune materialul în două, voi scoate marginile și voi măsura 56. O dată și încă o dată. Față și spatele. Rămân multe ațe, dar nu e nicio problemă. Acum avem corpul. O să-l aranjez materialul față la față ca să pot să fac tăietura din zona gâtului. Pentru a realiza această tăietură, voi mai pune materialul încă o dată în două ca să mă asigur că tăieturile pe care le efectuez sunt simetrice. După cum ziceam, când am măsurat gâtul, avem nevoie de 11 cm. Și voi pune un bold ca să știu exact unde vine. Acum, pentru a tăia la 14 cm cât avem nevoie ca să putem trece peste cap, voi face următoarea schemă. Haideți alături de mine. Voi aranja centimetrul pe bluză astfel încât aici să fiu la 14 cm. Și apoi voi desena. Pentru tăiat, voi tăia puțin mai în interior ca să avem suficient spațiu să facem tivul la gât. Așa. Acum o să punem produsul în bolduri și o să ne apucăm de cusut. Prima oară vom pune umerii.
după ce am pus umerii, voi pune mânecile. Primul pas pentru a finaliza mânecile este să descălcăm această cusătură de aici. Acum aducem partea de jos și nodul de aici cu nodul de aici, le punem unul peste altul și acum, dacă băgăm mâna înăuntru, o să iasă mâneca. Aceasta este mâneca. Avem cele două mâneci. Trebuie să finalizăm corpul ca să putem coase mai apoi mânecile de corp. Ce trebuie făcut este în felul următor. Scot boldurile. Stați așa, mai simt. Pentru a ne asigura că mânecile au fix spațiul necesar în partea corpului, este suficient să iau mâneca de aici, o pun fix pe cusătură, până aici, în acest punct. Voi pune un bold și de aici în jos voi coase. La fel fac și pe partea cealaltă. Acum, ca să prindem mâneca, tot ce este necesar este să desfacem acest spațiu și aici, la îmbinătura de la sub braț, să luăm și să fixăm mâneca tot cu îmbinătura de la sub braț. Și punem îmbinătură pe îmbinătură și punem un bol cât să țină. Apoi, iau mâneca, o bag în interior și vin pe partea cealaltă și pun tot la fel un bold. Ca să iasă bine această îmbinare, este foarte important să începem cusătura fix de aici, venim de jur împrejur până pe partea cealaltă și să ne oprim fix în bold, unde este nodul de la bluză pe partea de jos. Dacă l-am tăiat corect și l-am croit corect, acum ar trebui să se îmbine. Uitați! Este bine. După cum spuneam, ca să iasă bine îmbinarea de la sub braț, noi trebuie să începem fix din acest nod și să terminăm fix în nodul de pe partea cealaltă. Cine are mașină de surfilat acasă, vă ajută foarte mult dacă surfilați toate părțile componente înainte de a începe să le coaseți. Dacă nu aveți mașină de surfilat, puteți foarte bine să faceți și zigzag pe marginea produsului. Am ajuns în acest punct. Acum trebuie să facem tivul la gât, o dată și încă o dată, și tivul în partea de jos, pe care îl facem mai grosuț ca să îi dea greutate și cădere la bluză. Ca să vă iasă acest tiv de la guler bine, vă ajută foarte mult dacă îl faceți foarte, foarte subțire, pe cât puteți de subțire. Pas pentru a finaliza bluza este să punem tivul în bolduri și să-l coasem pe margine. L-am călcat puțin înainte, să știți că ajută foarte bine.
După ce am făcut tibul jos, bluza este gata. Personal, îmi place foarte mult acest model. Am cam 5-6 acasă, mi-am făcut din in, din voal, din mătase, pică foarte bine. Și materialul acesta pică foarte bine pentru că este greu și are o cădere anume, care face niște bucle foarte frumoase. Puteți să dați subscribe la canalul nostru de YouTube și alături de Zinga România promitem să mai venim cu multe alte tutoriale de do-it-yourself.